Bună seara, stimați telespectatori! În după amiaza aceasta avem un invitat tocmai din vestul Văii Jiului. Este vorba de primarul municipiului Lupeni, domnul Lucian Răzmeriță. Bine ați venit în studiourile Capital TV. Bună seara, vă salut și pe dumneavoastră și pe toți telespectatorii pe care îi avem în acest moment și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. În cadrul conferinței, dar chiar și după ce s-a încheiat filmarea și tot, eu v-am pus atunci câteva întrebări legate de Lupeni. A, mi-aduc aminte referitoare la cinematograf, referitoare la încă niște proiecte pe care dumneavoastră le aveați așa de suflet și vi le-ați dorit să încercăm să le... Care un aer în Lupeni. Care săreau un aer, da. Și în această perioadă de timp de cinematograf mi-aduc aminte că mi-ați mai spus de niște drumuri, parcă de nu știu de pe unde, de cartierul Ștefan și parcă ați mai avut trei... Blocul Fantomă. Și de Blocul Fantomă, da. Și da. Stadionul Preparatorul. Și stadionul, da, deci erau patru practic până la urmă. Și uitați-vă că am reușit toate aceste obiective să le fac într-o proporție destul de mare. În 3 ani de zile. Și să știți că eu la cartier... Cinematograful nu e gata, e drept. Cinematograful nu este într-adevăr gata, dar un obiectiv atât de mare ca și cinematograful nu se poate realiza într-o perioadă scurtă de timp. Primul proiect la care eu am depus eforturi deosebite pentru a încerca să facem în așa fel încât să obținem niște finanțări de la guvern sau de la fonduri europene a fost cinematograful. În momentul în care am ajuns, m-am interesat exact ceea ce trebuie să facem, m-am dus la CNI de câteva ore, am discutat cu un domn director care este un domn foarte bine pregătit și care este de mulți ani acolo și un om care a știut să ne și învețe, a știut să ne și îndrume, a știut să ne și arate ceea ce este de făcut astfel încât noi să reușim să ne facem tot ceea ce a însemnat în prima fază DALI-ul. După ce am făcut DALI-ul, l-am predat celor de la CNI, după ce l-am predat, am intrat în niște comisii destul de mari și de stufoase și destul de puternice din partea lor, după care am fost acceptați acolo după vreo 7-8 comisii, tot noi ne-am făcut și PT-ul, adică ceea ce înseamnă următorul pas, am pus bani pentru el, am reușit să-l facem într-un timp, zicem noi, destul de scurt, după care au urmat alte comisii ministeriale, unde am fost împreună cu secretar de stat, cu subsecretar de stat, împreună cu o echipă formată din 12 reprezentanți a celor de la Ministerul Dezvoltării, am avut și reprezentanții celor de la CNI care ne-au susținut împreună pentru acest proiect frumos și uitați-vă că am reușit anul trecut să semnăm un proiect de finanțare de 7 milioane de lei, ceea ce înseamnă reabilitarea totală a cinematografului din municipiul Lupeni. Se lucrează foarte intens, deja suntem mult în fața graficului pe care noi l-am început împreună cu constructorul și împreună cu cei de la CNI la momentul respectiv. Deja suntem înaintați undeva la o lună jumătate, poate chiar mai bine față de programul pe care noi l-am stabilit foarte bine. La anul pe vremea asta ar trebui să fie gata. Nu? La anul pe vremea aceasta cu siguranță o să fie gata, nu se pune problema, constructorul vrea și mai repede să reușească să-i dea drumul, fiindcă sunt costuri care sunt suplimentare în această perioadă de timp, dar am găsit și niște probleme din punct de vedere structural, a ceea ce înseamnă fundația, ceea ce înseamnă cămășuirea pereților, se lucrează și la ele, am reușit împreună cu proiectantul și împreună cu structuristul să schimbăm toate aceste lucruri de detaliu care au existat, avem acum ok-ul a ceea ce înseamnă pereți, în ce pereții deja au și fost, doi dintre ei au fost încuiți, au fost pus polistiren, au fost aranjate din aceste sensuri și urmează acum să trecem la următoarele etape și sunt sigur că până în iarnă va fi închisă toată această clădire din punct de vedere al exteriorului. Acesta este scopul nostru principal, să facem scările de ieșire în stânga și în dreapta, să încercăm în față să facem acolo treabă bună. Acoperișul este 100% reabilitat, nu mai plouă, nu mai sunt probleme din acest punct de vedere și în momentul în care vom reuși să închidem ceea ce înseamnă exteriorul, atunci deja constructorul și-a pregătit niște tunuri de căldură mai mare, le are în interior, schela este pusă în tot ceea ce înseamnă interior și vor începe cu siguranță să-i dea bătaie cât mai tare să lucreze acolo ca să facem în așa fel încât lucrarea să meargă deci înainte. Se va lucra și pe timp de iarnă. Se va lucra non-stop pentru a putea să dăm drumul la filme și sunt convins că mai repede decât anul trecut pe vremea aceasta o să reușim să inaugurăm acest spectatorilor obiectiv. Că e un cinematograf de suflet pentru dumneavoastră. Într-adevăr, mama și mea a lucrat acolo, sigur. Mama mea a lucrat acolo o perioadă de 13-14 ani de zile. Mi-am petrecut o bună parte din copilărie în acel cinematograf. Au trecut poate într-o singură zi, poate treceau mii de oameni, deoarece în sală intrau undeva la 400 și ceva și erau cel puțin 3-4 filme care se țineau într-o singură zi și toată sala era plină din toate punctele de vedere. A spus foarte bine aici de cartierul Ștefan, într-adevăr este un cartier și acesta este cu siguranță cartierul unde am
petrecut o bună parte din copilărie, bunica mea a stat acolo, mama mea a stat acolo o perioadă de timp de 4-5 anișori când era micuță, avea acolo și o casă până cu bunicii, cu frații, cum erau acolo la vremea respectivă. Am făcut în așa fel încât în 2016, împreună cu Cristian Rezmiță, care era primar la vremea respectivă, am extins ceea ce înseamnă urcarea în cartierul Ștefan. Știți foarte bine că se putea urca doar pe o parte. Am reușit să extindem, să se urce pe amândouă părți, avem și un sens și într-o parte și în cealaltă, ceea ce nu a existat până în 2016. Am făcut un zid de sprijin frumos acolo. Care repară scările, parcă. Da, acum, celebrele acum scări de la mina. Discutam, da, din ceea ce înseamnă cei 3-4 ani de zile în care am avut de mandat, după care, bineînțeles, vom ajunge la ceea ce înseamnă prezent. După care vom explica ceea ce înseamnă viitor. Deci mie îmi place să povestesc în viața de zi cu zi despre ceea ce am reușit să fac în această perioadă de timp de 3 ani de zile, între ceea ce facem astăzi și ceea ce vom face pe viitor. Deci în momentul în care Cristi, să zicem, a preluat primăria 2016, erau, dacă nici drumul principal nu era ok, vă dați seama că erau niște probleme foarte grave acolo. Eu când am ajuns la primărie am făcut în așa fel încât am reușit să asfaltăm tot drumul principal dintr-o parte în cealaltă până la cel sens de giratorul de sus de acolo, că se și spunea că municipiul Lupeni are sens giratoriu în cartierul Ștefan. Am reușit să facem două rigole laterale care sunt foarte importante pentru acel cartier, fiindcă toată apa ajungea în drum și erau niște situații foarte, foarte ciudate din punct de vedere a ceea ce înseamnă apă, canalizare și lucruri de genul acesta. Nu ne-am oprit doar la a asfalta drumul principal și am făcut în așa fel încât am reușit împreună cu cei de la Apa Serv să introducem acest cartier frumos în modernizarea și în extinderea canalizării și se lucrează chiar și astăzi foarte bine la ambele aceste două chestiuni pe care v-am spus, atât la canalizare cât și la apă, fiindcă lucrurile trebuie să intre într-un normal și sunt convins că într-o perioadă relativ scurtă de timp tot cartierul acesta va avea toate aceste utilități despre care v-am zis. Eu, pe de altă parte, am făcut în așa fel încât am reușit ca și pe acest cartier mare și frumos să-l introducem în ceea ce înseamnă finanțare, fonduri europene pentru introducerea gazului metan. Deci lucrăm în acest moment, sperăm că în maxim 2 săptămâni de zile, poate 3 să zicem așa cu exigență, vom scoate la licitație nu numai introducerea gazului metan în cartierul Ștefan, ci vom reuși să facem acest lucru pentru o paletă mult mai largă în ceea ce înseamnă casele din municipiul Lupeni, adică vreau să vă spun undeva la 1900 de case. Vom încerca și cu timpul vom și reuși lucrul acesta. Este un proiect. Și legea de partea noastră. Nu este vorba aici de lege, nu, legea este cea care să zicem. Mai schimbat. Da, dar nu ea, sunt banii care de fonduri europene și ceea ce înseamnă atrageri de fonduri europene, fiindcă ele ne interesează și dacă legea s-ar fi schimbat, suma este undeva de aproximativ 5 milioane de euro și dacă ar trebui ca primăria să pună acești bani, ar fi fost imposibil ca noi să reușim în 10 ani de zile. În sensul că se pot atrage și pentru satele aparținătoare. Nu, asta este o altă chestie. Satele intră într-o altă categorie de extindere de rețea. Este o altă chestiune în care se dorește introducerea gazului metan pe niște axe care nu au avut niciodată. Exact. Este o altă temă. Aici discutăm despre o extindere din ceea ce înseamnă suprafețele pe care le avem noi în municipiul Lupeni și ceea ce înseamnă SRM-ul, ceea ce înseamnă puterea, debitul pe care noi o avem. Deci vom încerca să facem în așa fel încât în această perioadă de timp care va urma de 4 ani de zile, că am discutat despre trecut, am discutat despre prezent și despre viitor, să introducem gazul metan în 1900 de apartamente, adică o să vă zic acum o suprafață de care o să vă speriați cu siguranță, pe aproximativ 40 de kilometri de drum vom încerca să extindem această rețea și o să vedeți că o să și reușim să facem aceste lucruri, fiindcă deja suntem avansați în ceea ce înseamnă cerere de finanțare pentru fonduri europene în acest domeniu și o să facem în așa fel și o să depunem toate eforturile și toți proiectanții pe care noi avem și care lucrăm, facem eforturi pentru a putea să gestionăm și a putea ca să dăm această utilitate care este necesară în municipiul Lupeni. M-ați întrebat despre cartierul Ștefan și vreau să vă spun că nu am discutat nimic despre prezent. În prezent facem în așa fel încât avem niște scări care, bine a spus dumneavoastră, duc de la mine și duc în cartierul Ștefan, niște scări foarte vechi care nu au mai fost reabilitate de aproximativ 16 ani de zile și atunci am găsit eforturi necesare pentru a face în așa fel încât să iluminăm acele scări, să fie frumos iluminate, să le aranjăm, să le betonăm, să punem fier, să le îndreptăm, să avem tot ceea ce înseamnă. Sunt o linie de legătură
între cartier și oraș. Nu, cu siguranță sunt în legătură, fiindcă deci, oamenii care nu au mașini... Drum, lumea trebuie să știe că se poate urca și coborâ pe acele scări. Oamenii care stau acolo știu cu siguranță lucrurile acestea și este bine că am reușit să le modernizăm, fiindcă erau într-o stare jalnică. Când am trecut pe ele, am zis că trebuie să găsim resurse pentru a face ceva. Acum, tot în licitație avem și deja s-a și încredințat și se va lucra cât de curând la ceea ce înseamnă, să zicem, aleile care fac legătura între cartier în partea de sus și în partea de jos. Vom lucra aici, nu mai vom pietrui și vom aranja cu rigole, dar este un pas și este bine că putem să facem lucrurile acestea, fiindcă se mai introduce capa canalul și se va distruge în această perioadă de timp. Am ținut foarte mult să încercăm să asfaltăm aceste străduțe mici pe care le avem, dar momentan nu a fost etapa noastră, fiindcă ele ar fi fost stricate de la introducerea apei și a canalului, dar cu siguranță în perioada de timp care va urma vom găsi resursele necesare, așa cum am găsit pentru scări și așa cum am găsit pentru o chestiune la care oamenii de acolo au ținut foarte mult, să facem un teren de fotbal, să facem un parc și să facem niște alei în zona respectivă. Se lucrează în acest moment la această lucrare la care constructorul merge foarte bine, deja terenul este terasat, este aranjat, este pregătit, vom avea o rupere de pantă acolo destul de mare, chiar două ruperi de pantă, vom avea un teren pus într-o parte de jos și un parc care va fi făcut undeva într-o parte mai înaltă, undeva la un metru jumătate va fi diferența de nivel. Să trecem puțin la alte proiecte. Haideți să vorbim de orașul de sus, de Straja. Din păcate, pandemia a mai oprit elanul, cum se întâmplă în toată țara, nu e doar la Lupeni. Dar să ștergem cu buretele, să spunem că terminăm cu pandemia asta. Ce perspective vedeți pentru Straja? Ce proiecte aveți în următorii 4 ani? Pentru că nu am să vă mai întreb de ce s-a făcut. E clar, Straja știe toată lumea. S-au făcut multe investiții și s-au îmbinat foarte armonios proiectele administrației locale cu anumite proiecte private și a fost totul ok. În zona respectivă de care dumneavoastră m-ați întrebat, avem într-adevăr și este bine că avem un parteneriat foarte bine și foarte corect în ceea ce înseamnă administrația publică locală și investitorii care sunt în stațiune. Eu vreau să vă spun un pic și despre ceea ce s-a întâmplat, fiindcă este foarte important, fiindcă dacă nu se întâmpla ceea ce s-a întâmplat, noi astăzi nu puteam să avem ceea ce avem. Și vreau să scot în evidență faptul că, de exemplu, o chestiune care a fost pentru mine destul de deranjant, am auzit zilele acestea de la niște contracandidați pe care i-am că în stațiunea Straja primăria nu ar fi făcut nimic. Și acest lucru este un lucru care a fost, să zicem, dureros din punct de vedere al faptului că acel om mai este și în Consiliul Local, a fost și la vremea respectivă în Consiliul Local și știe de câte ori a ridicat mâna, cum îi place lui să spună, a ridicat mâna pentru proiectele din stațiune. Dacă la vremea respectivă nu reușeam să implementăm un proiect în ceea ce înseamnă, de exemplu, curentul în stațiunea Straja de a aduce 20.000 de kW, noi astăzi nu puteam să avem niciun teleschiv, fiindcă rețeaua veche care era la vremea respectivă nu putea să ducă decât 2-3 teleschiuri și nu putea să ducă ceea ce înseamnă resursele de energie pe care le consumă cabanele. Deci, în primul rând, dacă nu administrația publică locală nu reușea să aibă aceste investiții mari în ceea ce înseamnă infrastructură, stațiunea astăzi, vă spun, nu că șchiopăta, poate era mult mai rău decât a șchiopăta, fiindcă în ultimii 3-4 ani de zile zăpada nu a fost chiar una așa de generoasă cu ceea ce înseamnă Valea Jiului, nu numai că le-am folosit, dacă nu aveam lacul de acumulare din stațiune de 75.000 de metri cub, la care știu că și dumneavoastră ați făcut un reportaj foarte frumos la un moment dat cu cel care se ocupa de stațiunea Straja din cadrul primăriei municipiului Lupeni și ați aflat multe lucruri atunci pe care poate nu le cunoșteați până la vremea respectivă. Noi nu aveam zăpadă niciun gram, nu puteam să schiem pe niciuna din pârtile pe care noi le avem în stațiunea Straja. Deci trebuie să ținem cont și de aceste aspecte, fiindcă fără curent, fără lacul de acumulare și tunurile de zăpadă și toată rețeaua pe care noi o avem undeva la 150 de locuri de hidranți, nu știu în ce situație era astăzi această zonă de care noi povestim acum. Dacă noi nu reușeam, de exemplu, să ducem canalizarea, să ducem apa, să facem drumul, să facem lucrurile acestea care sunt destul de costisitoare și unde am avut un parteneriat foarte bun cu Consiliul Județean, fiindcă cu ajutorul lor am reușit să facem multe din aceste chestiuni pe care v-am explicat. Astăzi, nu știu ce să vă zic, ce puteam să zicem și ce puteau să zic alți contracandidați. Una peste alta, eu sunt
foarte împlinit cu faptul că avem investitori care într-adevăr au pus suflet și avem investitori care într-adevăr și-au dorit și au venit în sprijinul administrației publice locale, că fără curent, de exemplu, nu puteam să punem niciun alt telescaun sau o altă telegondolă sau o altă telecabină sau o altă chestiune de genul acesta. Rămâneam la stadiul la care eram acum în anii 80 sau în anii 90, când a început schiul cu teleschiul care era între picioare. Astăzi nu mai le avem într-adevăr acelea, fiindcă s-a investit și din partea primăriei și din partea oamenilor de afaceri, dar s-a investit că s-a putut, fiindcă am avut rețeaua de curent, că altfel nu se putea face lucrul acesta. Și noi am gândit-o în așa fel încât să avem pentru o dezvoltare. Dar pe noi ne interesează foarte mult acest aspect prin faptul că aici au fost angajați, să știți, undeva la 450 de oameni când am avut vârful, cel mai înalt vârf, să zicem, de angajări cu carte de muncă. Și pe lângă aceste lucruri sunt convins că au mai fost și alții care poate nu au avut carte de muncă, dar vom face eforturi deosebite pentru a încerca pe toți să băgăm în legalitate, fiindcă acesta este scopul nostru. Pe ne mai interesat în mod deosebit clasificarea cabanelor. Noi, din punct de vedere a clasificării și din punct de vedere a ceea ce înseamnă aceste lucruri de omologare a cabanelor și a pensiunilor, suntem pe locul 2 în județul Hunedoara. Pe primul loc este Gioagiu. Deci avem undeva la peste 2000 de locuri, 2500 care sunt omologate. Și acesta este un lucru bun și un lucru care merită să fie scos în evidență. Dar pe noi ne interesează foarte mult că reușim să lucrăm foarte mult în ceea ce înseamnă partea de jos. Aici mi-a spus dumneavoastră foarte bine la un moment dat de cinematograf. Dacă ne uităm în spatele cinematografului, să zicem așa, avem cartierul Spiru Aret, că dumneavoastră cunoașteți foarte, foarte bine municipiul Rupen, și acolo lucrăm undeva la 60-70 de parcări în ceea ce înseamnă cartierul respectiv. Chiar lângă cinematograf avem o parcare foarte mare care încă nu a fost marcată, fiindcă avem lucrările de cinematograf și este deschiderea de șantier, și acolo vom avea undeva la 60 de parcări în zona respectivă. Dacă trecem, să zicem, trecem drumul, cum avem cele două treceri de pieton, și trecem drumul în partea cealaltă, dăm de piață, și dacă ne uităm în spate la piață, se lucrează într-un ril foarte, foarte exact, pe Alea Liliacul, se lucrează foarte, foarte bine, și astăzi deja am început să turnăm asfalt pe ceea ce înseamnă trotuare, și începând de mâine și de poimine vom asfalta toată acea zonă, care nu este una mică, este un cartier întreg aproape în zona aceea, și am așteptat intervenția a ceea ce înseamnă asfalt, fiindcă am luat etapizat, ne-am gândit că cel mai bine și așa este normal să luăm etapizat, am introdus apa, am introdus canalul în zona respectivă, mai avem la canal de lucrat pe partea de mai în față, unde acolo nu intervenim din punct de vedere asfaltului, mai așteptăm un pic, este licitată și zona respectivă, dar nu putem după aceea să stricăm. Avem acel cartier care este unul foarte frumos, și dacă mergem un pic într-o parte și mergem în cealaltă parte, vedem, de exemplu, că toată calea Brăii până la intersecția cu ce înseamnă școala numărul 3, am reușit să o reabilităm în momentul în care am ajuns primar. Dacă ne uităm la ce înseamnă școala gimnazială numărul 3, aici avem un proiect deja semnat cu ceea ce înseamnă ADRV de 10 milioane de lei, adică de 2,5 de 10 milioane de lei. Aveți noi. Și pe școala 1, aveți și liceul tehnologic. Discutăm despre această zonă. Discutăm despre această zonă. Haideți să plecăm de la Straja. Este o chestiune la care ne dorim cu siguranță pentru Straja și pentru zona de agrement de la baza Strajei. Fiecare zonă este luată în serios de către noi. Fiecare zonă contează, fiecare om care stă undeva are importanța lui, și normal că aceste lucruri în timp trebuie să genereze anumite lucruri care să fie pozitive în ceea ce înseamnă administrația publică locală, în ceea ce înseamnă oamenii care își doresc să vină să aibă o chestiune de relaxare, să aibă o chestiune prin care ei să se simtă bine. Acesta a fost scopul meu, și aici mi-am dorit eu foarte mult să facem în așa fel încât cetățeanul, eu, dumneavoastră sau un om mai în vârstă sau un om mai tânăr sau un copil sau un om care vine de la facultate, să zicem, acasă într-o perioadă de timp, mi-am dorit foarte mult să aibă ce să facă într-o săptămână. Este un lucru la care țin foarte mult și mi-am dorit, de exemplu, o zi din săptămână poate să se ducă până sus în Straja, că avem și un traseu de biciclete, avem niște chestiuni acolo interesante, avem un aer puternic, avem lucruri ce să vedem, acum putem, dacă vrem așa, să mai mergem după afine, după anumite lucruri de genul acesta care există în zona respectivă. Apoi, la baza Strajei v-ați gândit să facă baie, că se pregătește piscina. La agrement, acolo deja avem aprobată, licitată și încheiat contractul cu ceea ce înseamnă realizarea unui bazin de not. Avem gânduri mari pentru ceea ce înseamnă aceste două obiective. Eu vreau să discut foarte mult despre ceea ce am reușit să semnez până acum. Nu sunt genul de om care să mă apuc să vă zic niște SF-uri care nu știu. Ar mai urma.
Stai să vă explic o chestie. Nu pot să vă niște SF-uri, niște chestiuni care nu știu că există momentan ghid de finanțare pentru ele. În momentul în care avem o certitudine că știm că se va putea face aceste obiective prin care, uitați-vă, pe axa 3, pe axa 1, pe axa 7, pe axa 10, există posibilitatea ca să facem ceva în domeniul turism sau în domeniul de agrement sau în domeniul de asfalt sau în domeniul de drumuri sau de școală, atunci cu siguranță vom lua în calcul foarte mult aceste lucruri. Pentru stațiunea Steaua, de exemplu, avem un investitor care deja este într-o etapă foarte avansată să facă o nouă pârtie. Deci avem un nou telescan, l-a cumpărat, este o chestiune care o face privată. M-am venit foarte mult în sprijinul lui, că l-am ajutat cu avize, cu ceea ce ne-a solicitat dânsul. Nu știu dacă ajutorul a fost unul mare sau mic, dar a fost un ajutor prin care niciodată nu am pus nici măcar, nu știu, nu o piedică, o virgulă în ceea ce înseamnă, și am reușit tot timpul să avansăm ceea ce dânsul a avut acolo prin posibilitatea noastră. Pe noi ne interesează și pe mine mă interesează în mod deosebit în această campanie electorală să fac în așa fel încât să transmit cetățenilor din municipiul Lupeni ceea ce am semnat până acum, ceea ce avem certitudinea că se va întâmpla cu siguranță. Pe cu apa aveți certitudinea și cu sistemul de hidranți. Da, dar lucrurile trebuie să avanseze mult mai mult. Exact. Nu vreau acum să spun o chestiune prin care, nu știu, cineva să creadă că zicem sau nu zicem povește. Din cauza aceea nu vreau să spun despre lucrurile decât sigure, să spun despre lucrurile care există finanțare, dar este la baza agrementului. Este un bazin de not în care vom face un circuit și anul viitor, pe vremea aceasta, cu siguranță o să fim în el și cu siguranță în bazinul de not acela o să ne putem duce copiii, fiindcă contextul trebuie să fie unul foarte bine închegat, astfel încât să îi dăm valoare și să valorificăm cât putem noi de mult aceste lucruri. Parcarea din Steaua, într-adevăr, împreună cu Consiliul Județean, avem un parteneriat, este scos la licitație, putem să ne și uităm să vedem pe SICAP lucrurile acestea, de 1,5 milioane de lei în ceea ce înseamnă pentru acest an, pentru acest exercițiu, și dacă lucrarea va merge destul de bine. Eu am înțeles că ați avut discuții clare cu oameni de afaceri și pentru o bază sportivă tot la agrement și pentru un complex hotelier, dacă s-ar putea cu... Suntem în discuții, dar v-am spus, eu până când nu am... Zonei. Eu până în momentul în care nu am certificatul de urbanism și în momentul în care nu am dat autorizația de funcționare, eu nu pot să spun că astăzi au venit la mine 20 de oameni sau un om sau niciun om sau 100 de oameni să-mi solicite anumite lucruri pe care ei vor să le facă în zona respectivă. Dar se doresc lucrurile. Este cu siguranță o dorință mare. Dar trebuie să vedem, să fim bine organizați, să vedem modul în care putem să facem lucrul acesta din punct de vedere legal, să vedem posibilitatea investitorului, astfel încât să nu ne trezim că se fac două nivele, trei nivele și nu mai are posibilitate financiară. Trebuie Correct. Să punem niște reguli, astfel încât să dăm o anumită perioadă de timp și să fie foarte, foarte serioasă, că în momentul în care nu se realizează acel obiectiv într-un an, 2-3 ani de zile, după aceea să se întâmple ceva cu zona respectivă și cu parcela pe care a concesionat-o, să spunem că aici s-a mai întâmplat de multe ori și nu o să fiu de acord niciodată cu acest lucru, să concesionăm anumite parcele, să le dăm, nu știu, unor oameni care doresc în acest moment și ei să le revândă după aceea, fiindcă noi nu facem din chestia aceasta un negoț între cine, noi facem o chestiune foarte clară. Dacă un cetățean dorește să facă astfel de lucruri, astfel de lucruri care sunt benefice pentru familia lui în mod deosebit, fiindcă această afacere poate să-i aducă un bine familie, un copilului care l-are, și poate să fie o afacere de familie în primul rând, și după aceea, dacă este la un nivel mai mare, poate să fie o afacere de un alt nivel. Da. Deci aici sunt împărțite și lucrurile acestea din punct de vedere a ceea ce înseamnă dezvoltare, dacă vorbim despre, nu știu, locurile de cazare, toate că vorbim despre cabane, case, vile, fiindcă poate un domn dorește să-și facă numai o casă pentru el, pentru familia lui. Altul poate dorește să aibă, să zicem, o casă mai mare în care să aibă și 2-3 camere de închiriat. Altul poate are posibilități financiare să-și facă 10 camere, 12 camere pentru a le da toate la închiriat. Și aici trebuie să fim foarte atenți și trebuie să gestionăm foarte bine lucrurile, astfel încât nici cele două chestiuni care intervin, casă cu pensiune, să nu există. Este o bătaie în același loc, fiindcă unii generează puțină gălăgie, să zicem, alții vor mai multă liniște și nu trebuie să creăm niște disconfort din acest punct de vedere. Haideți să vorbim, sunteți profesor la bază, lumea știe în Lupeni, să vorbim despre școli. Și dacă tot mi-a spus de lucruri concrete, eu știu trei concrete, care liceul tehnologic, fostul grup industrial, școala numărul 1, școala numărul 3. Deci, concrete, într-adevăr, a spus puține din câte sunt. Care sunt acum. Avem mai multe concrete, o să discutăm și despre ele, dar vreau să vă spun în primul rând că, din punctul meu de vedere, ceea ce se întâmplă astăzi în școlile din România este total anormal. Acest guvern PNL, din păcate, gestionează sub orice critică deschiderea anului școlar, sub orice critică gestionează faptul că nu sunt capabili să ia niște decizii în ceea ce înseamnă binele copilului. Chiar ieri am fost în campanie electorală
locală cu o echipă pe care am avut-o în zona de jos a municipiului Lupeni, m-am întâlnit cu o mămică care avea un copil mititel de vreo 5 ani, 6 anișori, era în grupa 0 de 6 ani și mi-a spus: domnule primar, ce facem? Și eu nu știam cu ce, ce să facem cu ce. Păi ce, cum să țină copilul meu 4 ore masca la guriță că nu mai putea să respire? Deci este o chestiune care a fost tratată total anormal. Nu poți să-ți bagi joc de o generație, să zicem, de generații care sunt astăzi în România referitor la școli. Poate această măsură ar fi fost, să zicem, nu știu, ok, în cazul în care copilul era din clasa 9, poate, în sus, dar nu poți să faci astfel de măsuri unor copii de grădiniță. Chiar vă spun o chestie. Am înțeles că nu e obligatoriu. Vă spun o chestiune acum, foarte interesantă. Nu e discuția asta că... Nu, e clasa 0. Era un copil în clasa 0, am înțeles. Clasa 0, nu la 3-a. Vă spun o chestiune acum foarte, foarte ciudată pe care o să o auziți. Băiatul meu cel mare și cel mic merg la grădiniță și săptămâna aceasta îi stau acasă, săptămâna viitoare trebuie să meargă. Încerca fiul meu cel mare să-mi explice că el merge la școală, la grădiniță și că va avea ceva în față, că va avea un parapet în față ca să nu se răspândească, spunea, acest virus, coronavirus, zicea el. Deci, vedeți, este o chestiune prin care le inducem copiilor o stare care nu este normală. Noi trebuie să-i pregătim pentru ei, pentru ceea ce vor întâmpina la grădiniță, dar pregătirea aceasta intră în mintea lor și să știți că este, eu zic, total nepotrivit și din punctul meu de vedere această responsabilitate și nu știu ce se va întâmpla după această perioadă de timp în care copiii poate vor trăi anumite momente, cei micuți în mod deosebit, anumite momente foarte, foarte delicate în viața lor de zi cu zi. Cum pot eu sau cum puteți dumneavoastră să spuneți unui copil sau unui 10 copii cât are grupa în acest moment la grădiniță să nu stea toți în colțul acela, nu știu unde sunt jucăriile, sau cum să vii cu jucăriile, nu știu, dezinfectate de acasă cu spiritul după tine. Sunt niște momente în care, nu știu, copilul din punct de vedere educațional sunt total nepotrivite. Eu sunt educator de meserie, profesor și știu ce se poate întâmpla în timp cu aceste chestiuni, cu aceste limite pe care le pui copiilor mici. Nu este permis să pui copiilor mici limite de genul acesta, astfel încât... probleme. Păi nu știu că vă fi generație, că mă că nu vor fi atâta de inconștienți PNL-ul și să nu ia la un moment dat o decizie mai bună pentru cetățenii din România și referitoare la copii. Și care ar fi decizia bună după dumneavoastră? Păi asta trebuie să o gândiți și dumneavoastră și trebuie să o gândească în primul rând ei. Ce ați fi făcut dumneavoastră? Domnule, hai să înțelegem un lucru. Eu, în primul rând, sunt un specialist în domeniul acesta. Eu sunt un primar de un municipiu care am 2 copii acasă și care văd că trăiesc acest sentiment de izolare, cum ar veni într-o clasă, nu-l trăiesc cum trebuie. Și pe mine mă sperie lucrul acesta, fiindcă gândurile acestea poate le transmit și știți că un copil mic are de multe ori amintirile acestea neplăcute, le țin minte o perioadă lungă de timp. Dar, repet, și este posibil... Mască. Nu de mască este vorba, domnule, am zis înainte, este vorba despre chestiunea că au un parapet în față și au niște limite. Deci copilului mic îi se pun niște limite, nu mă juca cu tine. Copilul ăla nu trebuie să joace cu copilul celălalt. Nu este vorba de mască în mod deosebit. Ce se face? Să nu mai se închide grădinițele? Păi, domnule, ei trebuie să-și iau o măsură care să iau o măsură în care ei trebuie să fie responsabili de ea. Că dacă eu aș avea lângă mine experții care sunt în domeniul acesta, poate aș găsi o soluție. Dar momentan, eu vreau din partea guvernului care astăzi este aici, vreau să-și asume o chestiune, nu să dea responsabilitatea pe părinte, să dea responsabilitatea pe educator, să dea responsabilitatea pe director, să dea responsabilitatea pe primării. Păi cum să pui tu părintele să decidă într-o astfel de situație? Păi ce cunoștințe avem noi acest punct de vedere. Dumnezeu să știe un părinte ce se întâmplă în timp cu aceste limite care sunt puse referitoare la educarea lor. Un copil când ajunge în grădiniță pentru prima dată și este lăsat de părinte acolo, el plânge. Plânge poate o zi, două, trei, o săptămână. Domnul educator trebuie să-l ia în brațe, să-l aline, să-l potolească, să-i dea încredere. Cum poate un educator să-i dea încredere unui copil care vine acum la grădiniță și nu are voie să-l atingă? Copilul tocmai din cauza aceasta sufletească, el se atașează de educatorul pe care îl are în clasă și cu care stă, prin faptul că îl vede blând, că îl vede lângă el, că îl simte. Un copil, dacă va fi lăsat acum la grădiniță pe scaun și plânge, ce poate să facă? Alte soluții nu văd, fie închide de tot. Dar nu suntem noi doi în măsură încât să găsim soluțiile acestea. Fie se fac teste și la cadrele medicale să se facă teste. Domnule Bran, nu suntem noi în măsură ca să găsim niște soluții, fiindcă în cauza aceea avem un guvern. Și în cauza aceea, de dat cu părerea, aș poate teste da oricine. Multe, teste nu prea dar guvernul trebuie să decidă lucrurile acestea.
Guvernul este cel, domnule, până la urmă primăria împreună cu cetățenii și împreună cu Consiliul Local hotărăște ce străzi putem să asfaltăm într-un an, că toate merită să fie asfaltate și pe toate ni le dorim să fie asfaltate. Dar în momentul în care nu ne asumăm aceste lucruri, este, să știți, dureros și eu consider și îmi doresc lucrul acesta ca și cetățenii din Lupeni și din Valea Jiului să taxeze acest guvern incapabil de PNL și să taxeze acești oameni care, uitați-vă, nu dau o certitudine și o siguranță cetățenilor. Ultimele 5 minute și de asta vă tot fac așa oarecum semne discrete, ca să mai putem discuta și despre școli. Rămăsesem la școli. Rămăsem la școli, într-adevăr. Aici v-am rămas dator cum răspuns și a spus bine de cele trei, aici fiind vorba de liceul tehnologic, de școala gimnazială numărul 1, de școala numărul 3, unde la toate aceste investiții sunt la fiecare, de exemplu, liceul tehnologic are aproape 5 milioane de euro în ceea ce înseamnă investițiile care vor fi în el. Școala numărul 1 are undeva la 4,5 milioane de euro în ceea ce înseamnă investițiile. Școala numărul 3 are undeva la 2,5 milioane de euro. Și aici, la toate acestea trei, vom avea săli de sport, vom avea terenul de fotbal, vom avea dotări moderne și vom avea, în așa fel încât o să vedeți, o să rămânem impresionați de dotările care vor fi în școala respectivă, fiindcă ele sunt baza într-o școală. Dotarea și, bineînțeles, profesorul care reprezintă, să zicem așa, cireașa de pe tort, el este omul care reușește să atragă și să transmită cunoștințele pe care el le are, să le transmită copiilor, fiindcă doar printr-o chestiune de aceasta de profesionalism reușim să facem performanță și mă bucur că la Lupeni avem aceste lucruri. Pe lângă aceste trei școli, de exemplu, avem o grădiniță în cartierul Viitorului, chiar acolo lângă M1, unde lucrăm și în acest moment la acel bloc, la acea scară, la care se lucrează. Și în acest moment se lucrează la ceea ce înseamnă etajul de sus, unde va fi turnat cu beton și după care va fi închis. Sunt convins că până în iarnă, până va da prima zăpadă, această clădire va fi închisă, va fi aranjată, va fi pregătită. După care iarna se lucrează la interior și în primăvară să reușim să o băgăm în circuit. Se lucrează la școala gimnazială numărul 2, unde avem un proiect de 1,2 milioane de euro. Deci un proiect de aproximativ 5 milioane de lei în ceea ce înseamnă școala numărul 2. Mai avem, în cartierul Viitorului este o grădiniță care are 4 clase și aici am reușit să atragem o sumă de aproape 10 milioane de lei în ceea ce înseamnă dotarea ei. Vom avea un lift exterior care va fi transparent frumos, vom avea o clădire absolut nouă și pe lângă faptul acesta că în acea zona tineretului avem această clădire nouă, avem undeva la peste 12.000 de metri pătrați care vor fi asfaltați în tot acest cartier. Deci tot cartierul tineretului va fi reabilitat prin acest proiect. Acum suntem deja în etapa în care am semnat de mult contractul, de vreo 2 luni jumătate, deja am început să facem pașii ca să facem achizițiile și am scos la licitație toate aceste lucrări care vor urma să fie realizate. Discutăm despre școală, vreau să vă spun că doar la grupul școlar, pe lângă aceste lucruri de care v-am zis despre investiții, avem la CNI un teren de fotbal de 12 milioane de lei, avem o sală de sport de 180 de locuri la care deja suntem pe lista de investiții și care merge într-un ritm destul de bine. Facem eforturi, fiecare școală este cu siguranță prioritară pentru noi. Am reușit în acest mandat de 3 ani de zile să reabilităm grădinița numărul 5, să reabilităm grădinița din spate de la piață. Deci le-am făcut pe exterior, le-am aranjat astfel încât ele să fie foarte, foarte frumoase. Și liceul teoretic ne-a mai rămas, să spunem așa, care nu a fost atins, fiindcă nu a existat axă de finanțare pentru el. Dar sunt convins că acum a ieșit la mediu o linie de finanțare pe mediu, astfel încât avem voie să anvelopăm clădirea și avem voie să schimbăm ceea ce înseamnă acoperișul. Acest liceu este unul de elite până la urmă. Cu siguranță este unul din primele 3-4 din județul Hunedoara. Exact. Deci trebuie și de el un pic ocupat. Asta nu vă face niciun fel de problemă, fiindcă școlile și spitalul și aceste lucruri reprezintă pentru mine o mare prioritate, deoarece școala este baza unei societăți și de acolo pleacă și doctorii, și zugravii, și tâmplarii, și muncitorii necalificați, și cei calificați, și aviatorii, și doctorii, și ziariștii. Domnule primar, noi vă mulțumim până data viitoare. Vă mulțumesc și eu mult pentru invitație. Baftă acolo în treabă și la tot ce faceți. Stimați telespectatori, aceasta a fost emisiunea de azi. Vă mulțumim, rămâneți cu Capital TV. La revedere!